Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi un conflict cu rezonanțe internaționale în masoneria română. Scandal de proporții între cei mai influenți și controversați masoni din România, Radu Bălănescu și Stelian Nistor. Suspendat din orice activitate masonică de către Marea Lojă Națională din România, maestrul mason Stelian Nistor aduce acuzații grave la adresa marelui maestru Radu Bălănescu, pe care îl suspectează că ar fi fost convins de o putere străină de la Est să împiedice România la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian din 23 mai. Să fi fost o putere străină de la Est atât de deranjată încât acțiunile sale împotriva României să continue prin convingerea lui Radu Bălănescu să împiedice România de la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian? Se întreabă retoric Stelian Nistor într-o scrisoare adresată unui frate. La finalul lunii trecute, publicația Newsweek relata pentru prima oară despre conflictul celor doi. Exclusiv scandal în masonerie. Maestrul Bălănescu vrea să-l ardă între coloane pe Stelian Nistor, 23 aprilie. Respectiv exclusiv Stelian Nistor, șeful ritului scoțian antic și acceptat suspendat din masonerie, 27 aprilie. Marea Lojă Națională din România, păstorită de Radu Bălănescu, nu mai recunoaște ritul scoțian antic și acceptat. Oficial, scandalul dintre cei doi masoni a fost generat de faptul că ritul scoțian antic și acceptat nu a solicitat reînnoirea unui acord prin care să funcționeze sub jurisdicția Marii Loji Naționale din România, MLNR, acord expirat din 2018. Ceea ce înseamnă că în ultimii doi ani organizația secretă păstorită de Stelian Nistor ar fi funcționat în ilegalitate. Neoficial, Radu Bălănescu contestă pe Stelian Nistor pentru că a acceptat în ritul scoțian mai mulți masoni excluși din MLNR. La rândul lor, masonii excluși contestă dictatura instaurată de Radu Bălănescu în organizație ascunsă pe care o conduce cu mână de fier. Masonul Stelian Nistor, șeful ritului scoțian, antic și acceptat din România, a fost suspendat din orice activitate masonică de către Marea Lojă Națională din România, condusă de Radu Bălănescu, unul dintre cei mai contestați masoni aflați la șefie organizației secrete române. Decizia este obligatorie până la pronunțarea unei hotărâri definitive a justiției masonice a Marii Loji Naționale din România, scrie Newsweek.ro. Maestrul mason Stelian Nistor a contestat decizia la începutul lunii, 7 mai, iar surse susțin pentru știrpesurse.ro că în spatele conflictului dintre Radu Bălănescu și Stelian Nistor ar fi de fapt unele divergențe de natură financiară. Revenind la acuzațiile aduse marelui maestru Radu Bălănescu și Tribunalului Masonic Online, știrpesurse.ro a intrat în posesia cererii de apărare semnată de maestrul mason Stelian Nistor și adresată lui Dan Ștefan Sfânu, președintele Tribunalului Masonic al MLNR, în care se invocă următoarele. 1. Să contest legalitatea hotărârii Marelui Consiliu din data de 21.04.2020 legată de desfășurarea online a ședințelor Tribunalului Masonic, inclusiv a ședinței din data de 07.05.2020, precum și a procedurii de convocare și comunicare a documentelor în cadrul procesului masonic în dosarul rubricat. 2. Invoc excepția de neconstituționalitate a hotărârii Marelui Consiliu din data de 21.04.2020 legată de desfășurarea online a ședințelor Tribunalului Masonic, inclusiv a ședinței din data de 07.05.2020, creionată în cererea de neconstituționalitate expediată Comisiei Curții Constituționale prin intermediul Marelui Maestru pe care o anexez. 3. Solicit revenirea și retragerea propunerii de suspendare trimisă Marelui Maestru în data de 23.04.2020 și înregistrată cu numărul 1470/23.04.2020 în baza contestării legalității desfășurării online a ședințelor Tribunalului Masonic la punctul 1 de mai sus. 5 zile mai târziu, într-o scrisoare adresată unui frate, maestrul mason Stelian Nistor reclamă că începând din 21 aprilie 2020, prin încălcarea Constituției și a regulamentului MLNR, Marele Maestru și Marele Consiliu se află în irregularitate. Problema reală pe care o are acum în bloc conducerea actuală a Marii Loji Naționale din România și pe care încearcă cu disperare să o ascundă prin diversiuni este irregularitatea. Prin recunoașterea și autorizarea ilegală de către Marele Maestru și Marele Consiliu a unei entități masonice irregulare și menținerea acestei situații,
se atrage asupra fiecăruia dintre noi riscul de irregularitate în lanțul masonic universal. Stelian Nistor susține că intenția lui Radu Bălănescu de a încerca eliminarea sa a fost premeditată, iar amenințările s-au intensificat din momentul în care s-a anunțat că România va prelua președinția Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian prin suveranul Mare Comandor, și anume din vara anului trecut. România va prelua președinția Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian prin suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, în grad 33 și ultim, care va fi pentru 5 ani din 2020 președintele Conferinței Mondiale. În țara noastră, ritul este condus de către suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, 33, care urmează să preia în numele României postul de președinte al Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian, începând din 23 mai 2020 și până în 2025, scria presa din România în iunie 2019. Mulți frați spun că în momentul în care la conventul din 3 noiembrie 2018 sala s-a ridicat în picioare de bunăvoie la intrarea delegației Ritului Scoțian, a fost declanșatorul invidiei. A urmat mutarea datei conventului următor în chiar ziua anunțată de aproape un an a Odeonului. Premeditarea a fost exprimată oficial în repetate rânduri, așa cum este consemnat în planșele Marelui Consiliu și în comunicările Marelui Maestru din ultimul an. Amenințările s-au intensificat din momentul în care s-a anunțat că România va prelua președinția Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian prin suveranul Mare Comandor. Agresiunea lui Radu Bălănescu în vederea subordonării RSAA din România a luat forme paroxistice. A retras pentru o vină dovedită ca inexistentă a semnării concordatului, autorizarea Supremului Consiliu, iar un iregular și ilegal constituit. Tribunalul online al MLNR a executat fără ezitare o sentință de mult și fără jenă diseminată. Deși cunoaște că regularitatea mea ca maestru mason și ca suveran mare comandor nu este afectată de irregularitatea simulacrului de ardere între coloane, eu fiind membru și în UGLE, chiar în aceeași lojă cu el, Radu Bălănescu a ținut să arate doar pentru impresie artistică cine are mingea în curtea școlii. Da, dragul meu frate, conducerea actuală a Marii Logi poate exclude un maestru mason, dar de ce trebuie să o facă fără niciun temei masonic real doar pentru că poate? De ce o face acuzându-l de acțiuni pe care le-a îndeplinit perfect statutar, ca suveran mare comandor al unui rit recunoscut de către întreaga lume masonică și nu în calitatea sa de simplu maestru mason? Chiar nu se vede că se despar cele două calități numai în favoarea acuzării? Stelian Nistor afirmă că în ședința din 21 aprilie 2020, Marele Consiliu a constituit un așa zis tribunal masonic online, încălcând flagrant atât Constituția cât și regulamentul general al MLNR, prelund abuziv prerogativele exclusive ale conventului. Mai mult, Marele Mason acuză că președintele tribunalului online care judecă de unul singur pe suveranul RSAA din România este un membru de vază al ritului Memphis, rit adus în România din Rusia via Italia. Subliniind că ritul nu este recunoscut de către ritul scoțian și nici de către imensa majoritate a lumii masonice. Conform prevederilor Constituției și regulamentului general al MLNR, tribunalul masonic se poate constitui și își poate desfășura ședințele numai la sediul MLNR, iar singura autoritate care poate modifica această prevedere a Constituției și regulamentului general este conventul și nu Marele Consiliu sau Marele Maestru. În plus, capitolul 11 din Codul de Conduită Masonică, invocat în sprijinul instituirii Tribunalului Masonic Online, are incalificabil cu totul alt conținut, cu excepția informațiilor care se găsesc pe site-urile web ale marilor loji regulare, ale lojilor regulare de cercetare. Marea Lojă Națională din România nu consideră informațiile care circulă în spațiul virtual drept oficiale și valide. Principala acuzație adusă Marelui Maestru Stelian Nistor este că l-ar fi ofensat pe Marele Maestru al Moldovei, Iurie Sedlețchi. Nistor susține că motivarea primită de la Tribunalul Masonic Online este plină de referiri fanteziste la un amalgam de articole din Constituție, Regulamentul General și Codul de Conduită Masonic al MLNR, fără niciun suport juridic real, dar care prin aroganța goală de conținut axiomatică, cu ignorarea nu numai a legilor masonice și profane, ci și a celui mai elementar bun simț, devine până la urmă un bumerang împotriva lor.
Greu de înțeles cum a ajuns să fie atacat și denigrat fratele Iurie Sedlețchi, 33, și el membru în ritul scoțian din România, în calitatea lui de meme al Republicii Moldova, într-o scrisoare pe care nu i-am trimis-o niciodată. Singurul care a primit de la mine acest document specificând spre informare a fost marele maestru din țara mea, cu scopul de a apăra onoarea și demnitatea țării noastre România și nu onoarea și demnitatea unei țări străine, fie ea și Republica Moldova. Se vede treaba că nu i-am specificat acu informare. Stelian Nistor arată că încă din 2007 RSA din România are un protocol valabil și astăzi cu Supremul Consiliu din România și Marea Loja a Moldovei, ce prevede crearea de corpuri rituale ale RSA în România cu membrii din Marea Loja a Moldovei în vederea fondării unui Suprem Consiliu al Republicii Moldova. La momentul în care s-a luat decizia instalării lojii de perfecție, adică la sesiunea națională din 13 octombrie 2018, aceștia aveau certificat de good standing valabil semnat de Iurie Sedlețchi din data de 04 octombrie 2018. Această lojă de perfecție a fost instalată la Odeon pe 15 decembrie 2018 în fața a sute de frați de către Supremul Consiliu din România alături de Supremele Consilii din Germania și Elveția. Să înțelegem că Marele Maestru din România s-a alăturat poziției Marelui Maestru al Moldovei, care poate, sub influența unui puteri de la Est, i-a pedepsit pe membrii moldovenei RSA din România că au participat la constituirea unei loji de perfecție ce a unit frați din România și frați din Republica Moldova, toți membri ai ritului scoțian din România cinstind astfel centenarul Unirii. Să fi fost o putere străină de la Est atât de deranjată încât acțiunile sale împotriva României să continue prin convingerea lui Radu Bălănescu să împiedice România de la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian. În final, Stelian Nistor acuză Tribunalul Masonic Online că a blocat accesul său la aflarea capetelor de acuzare și la dosar, lipsindu-l complet de apărare. Mai mult, el susține că i-a fost desemnat un avocat din oficiu, deși avea apărătorul său, iar fratele Armand Calotă nu l-a contactat niciodată. Deși constituit online, cu încălcarea flagrantă a Constituției și Regulamentului General al MLNR, așa zisul Tribunal Masonic Online mi-a comunicat că nu pot primi tot online conținutul dosarului și că pot afla capetele de acuzare și îmi pot consulta dosarul numai la sediul MLNR. Deși cunoștea faptul că din cauza stării de urgență în România, nimeni nu poate părăsi domiciliul decât pentru foarte puține activități de strictă necesitate. Argumentul tribunalului că avocatul din oficiu a putut să încalce legea țării noastre, deplasându-se ilegal la sediul MLNR, iar eu nu am putut, este halucinant. Ar fi trebuit să încalc și eu legea țării, fiindcă el a făcut asta? În plus, nu se înțelege de ce a fost desemnat un apărător din oficiu. Eu aveam apărătorul meu comunicat și confirmat de două ori tribunalului masonic online. Am decis să nu ne prezentăm la acest simulacru de proces, dar tribunalul online a constatat faptic acest lucru abia la ora începerii procesului, ora 19. Fratele Armand Calotă, numit, după cum aflăm abia acum, încă dinainte cu câteva zile, nu m-a contactat niciodată. Adevărată atitudine fraternă în căutarea adevărului, ce bătaie de joc. Așadar, dragul meu frate, tribunalul masonic online a blocat accesul la aflarea capetelor de acuzare și la dosar, lipsindu-mă complet de apărare. Cum să mă prezint la așa o mascaradă doar pentru a fi umilit? Astfel că am primis online, la timp fiind confirmat oficial primirea, o întâmpinare în apărarea mea tribunalului online, avertizându-i de încălcarea Constituției masonice și acelei profane a României, precum și o excepție de neconstituționalitate către Marele Maestru pentru a o adresa Comisiei Constituționale a MLNR. Oare asta e masoneria în care am intrat? Oare chiar s-a terminat rușinea? Nimic din agresiunea relatată nu are legătură cu conceptul de judecată frățească, nici cu conceptul de judecată la modul general. Nimic nu are legătură cu trăirea masonică. De ce? Dar până când? Știrpesurse.ro a intrat în posesia unui document intitulat Proclamația masonică de la Timișoara, adoptată pe data de 1 mai 2020 după suspendarea Marelui Maestru Stelian Ion, în care se cere o resetare în Marea Lojă Națională din România. Printre revendicări se numără, printre altele, și demisia Marelui Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu. Demisia din toate funcțiile masonice a Marelui Maestru al Marii Loji Naționale din România, scandal monstru în masonerie, împreună cu demisia în bloc a membrilor Marelui Consiliu al MLNR și ale aparatelor zonale. Toate funcțiile de conducere din cadrul MLNR să fie onorifice, fără niciun fel de salarii sau indemnizații.
eliminarea din ordine a tuturor celor care au fost implicați în scandaluri de corupție, a celor condamnați pentru astfel de fapte, precum și a celor care au făcut poliție politică. Mișorarea substanțială a contribuției cu metale și taxe care fac o puternică discriminare și înlătură din rândul ordinului frații masoni din sferele culturală, artistică și nu numai. Frați care în prezent nu își permit să plătească aceste dări și trec în adormire, scăzând nivelul de spiritualitate al atelierelor. Considerăm că aceste criterii de apartenență nu trebuie să fie influențate sau condiționate de standardul material al fraților, ci de calitățile lor de oameni liberi și de bune moravuri. Curtea Superioară de Justiție Masonică, Forul Suprem de Judecat al Marii Logi Naționale din România, a decis definitiv excluderea lui Stelian Nistor din ordin. Astfel, Marele Maestru al MLNR a emis în data de 4 iunie decretul prin care a dispus arderea între coloane a lui Nistor în cadrul logei Isaac Newton, unde acesta era maestru mason. MLNR este singura entitate masonică regulară de pe teritoriul României. Nistor a fost expulsat din ordin justiția masonică, ocupându-se de încălcări ale normelor, regulamentelor și Constituției MLNR, nu de dosare penale sau civile. Stelian Nistor, de profesie actor, a fost supremul mare comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și ultim al ritului scoțian antic și acceptat până pe 21 aprilie. Nistor a fost deferit tribunalului masonic pentru mai multe abateri de la norme, de la primirea la ținute ale ritului a unor nemasoni până la acțiuni care au pus în pericol relațiile frățești dintre masonii de o parte și de alta a Prutului. Informează evs.ro. Pe 7 mai, tribunalul a decis în unanimitate excluderea lui Nistor, el fiind reprezentat de un avocat ales de tribunal, deși inițial își desemnase unul. Pe 3 iunie, alți 9 judecători au votat pentru menținerea hotărârii. În total, pe parcursul procesului au votat 16 judecători pentru excludere. Excluderea înseamnă că el nu mai poate participa la activități masonice regulare în jurisdicția MLNR și nici la cele ale riturilor de perfecție, nemai fiind maestru mason. Potrivit eurooltenia.info.com, masoneria sau francmasoneria stârni mereu mințile amatoare de teoria conspirației. Scandalul din România riscă să compromite imaginea acesteia, dar are efecte și la nivel internațional. Ritul scoțian din România este condus de omul de afaceri Stelian Nistor, un fost actor de calibru, care a renunțat la teatru și film. Ritul scoțian este coordonat de o structură masonică din Statele Unite. Stelian Nistor a fost ales să preia conducerea Conferinței Mondiale a Riturilor Scoțiene, o onoare pentru un mason român. Dar preluarea acestei funcții a fost blocată de Radu Bălănescu și MLNR, care l-au amenințat pe Stelian Nistor cu retragerea gradului de maestru, grad fără de care nu poate ocupa o funcție într-un rit de perfecționare. S-a pus și problema retragerii, recunoașterii de către MLNR a ritului scoțian din România. Acest demers ar face ca ritul să devină irregular. O parte a presei din România a prezentat situația în favoarea lui Stelian Nistor, însă MLNR nu a răspuns atacurilor, iar masoneria s-a scindat. Mai multe loje din MLNR au cerut demisia lui Radu Bălănescu și actualei conducerea masoneriei regulare. L-au acuzat pe Bălănescu de abuz de putere, i-au reproșat că a modificat constituțiile masonice, regulamente ale masoneriei și a obținut un al treilea mandat în fruntea MLNR, deși nu avea dreptul decât la două. Stelian Nistor a fost director al Teatrului Notara din București. A fost acuzat că ar fi încercat să facă o afacere nelegală cu niște spații ale teatrului, dar acuzațiile nu s-au concretizat într-un dosar care să ducă la o condamnare. În egală măsură, a fost atacat amiciția sa cu un cetățean rus, Boris Golovin, post-colonel GRU, Serviciul de Informații al Armatei Ruse, alături de care a încercat să facă mai multe afaceri. De asemenea, Nistor este nașul de cununie al fostului deputat PSD, Valeriu Zgonea, și tot presa vorbește despre apropierea sa de unii lideri ai PSD. Ascensiunea lui Radu Bălănescu poate fi legată de PDL. El a devenit mare maestru al MLNR în 2011. În conducerea MLNR, deși a fost contracandidat pentru cea mai înaltă funcție, îl regăsim și pe Mircea Gheorghe Dunescu. El a fost director adjunct al SRI între 2007-2011, apoi a fost consul general la Milano. Înainte de numirea sa la SRI, Gheorghe Dunescu, profesor de fizică la bază, a fost în 1996 și 1997 președinte al Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, ANCESIAC. A avut rang de secretar de stat. Creșterea importanței sale a avut loc în timpul guvernării Convenției Democratice.
Gheordonescu fiind membru PNSCD, dar din convenție făcea parte și Partidul Democrat. Dacă ținem cont de legături și traiectorii, putem face un scenariu al unei bătălii între PSD, Stelian Nistor și PDL, acum PNL prin fuziune, Radu Bălănescu. Dacă ținem cont de relațiile internaționale, lucrurile se văd altfel. Apropierea de Golovin ne trimite spre Rusia, iar susținerea americană a lui Stelian Nistor ne trimite către NATO. SUA este cel mai important jucător din NATO. În replică, forța MLNR devine mai degrabă din susținerea și recunoașterea la nivel european. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!